6 iulie, Ioan 10 cu 16. Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Cuvinte tainice a vorbit aici Iisus, dar nici iudeii și nici ucenicii nu au înțeles atunci ce a vrut să spună prin ele. Noi am priceput. După aprecierea mea, Domnul Iisus vorbește aici despre mântuirea celor din națiuni. La noi se referă când vorbește de oițele pe care trebuie să le aducă. Iudeii se vedeau ca poporul ales de Dumnezeu. Națiunile erau necurate pentru ei. A fost nevoie și în prima biserică ca cei credincioși să recunoască faptul că mântuirea este valabilă și pentru națiuni. Domnul Iisus este bunul păstor care vrea să mântuiască pe toți cei care se lasă salvați. De când s-a mântuit toată casa lui Corneliu, într-un fel așa de minunat, de atunci Domnul a împreunat oile din poporul Israel cu oile din națiuni într-o singură turmă. Nu mai este nici iudeu, nici grec, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus, Galateni 3:28. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a înlăturat dușmânia dintre iudei și națiuni, fiindcă cuvântul său ne mătrisește. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați despărțiți, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc, care despărțea, și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erau departe și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Efeseni 2, de la 13 la 18. Da, ce păstor avem care iubește pe toți oamenii, a vărsat pentru toți sângele lui și ne-a făcut și pe noi, care eram departe de Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, drept oile sale. Azi trăim în timpul de har, unde Domnul sub cruce vrea să ne salveze pe toți, iudei și cei din națiuni, și numai cine crede în Iisus, bunul păstor, poate fi salvat. De aceea este de neiertat ca în zilele noastre să afirm că evreii nu trebuie evanghelizați, fiindcă o asemenea învățătură contravine chiar celor spuse de cuvântul lui Dumnezeu. Calea către cer duce și pentru evrei și pentru cei din națiuni printr-o singură ușă, Iisus Hristos. Un alt drum nu există.